Ei bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Casele Abonaților, episodul cu numărul 11. Înainte de a începe, avem o invitată specială, oare cine o fi? Ia să vedem. Bună! Cred că o cunoașteți pe Mirel. A, așa, a zis că vrea să participe și ea cu mine la acest episod. Ce nevoie să mă dungile astea aici? Mi-a apărat pe telefon niște dungi și nu am crezut că s-a bulit telefonul. Așa că da, haideți să vedem și în acest episod ce case am primit de la voi. Și bineînțeles, lăsați un like pentru acest episod. Aștept și comentariile voastre pentru fiecare casă în parte. Să ne spuneți cum vi se par casele. Ești pregătită să vezi ce case au trimis? Da, abia aștept. Așa, deci prima casă este trimisă de către Mihai și spune așa: salut, ți-am făcut o casă cu un subiect la care nu te vei aștepta. Sper să-ți placă. Familia se numește Pena și este în Willow Creek. Ok. Hai să vedem, noi, Mihai. Ce, ceva la care nu m-aș aștepta. Hai să vedem aici. Sunt curioasă. Ok, și am ajuns la palat aici. Hai să vedem ce casă avem de la Mihai. Ok, băi, îmi place foarte mult că e pus aici lângă râu. Zona asta îmi amintește de când mi-am cumpărat eu Sims-ul, de mi-am făcut eu propria casă în partea asta aici. Dar... mi-am amintește de Sims 3 oarecum. De ce? Nu știu. Așa mi-a venit așa în minte acum. Ok, mă arată bine pe exterior. Așa bine mai aveai de lucrat, uite pe aici, spre exemplu, făcute chestiile astea. Am uitat un geam aici. Da, de și uite acolo, e... a, nu cred că e un perete, mă, da. Acolo. Dar nu e bine făcut. Că, vezi, adică se vede urât în partea asta. A, așa. Și avem și intrare frumos aici. Hai să ne uităm și noi să vedem ce avem pe aici. Deci avem un etaj aici. Bă, n-arată rău, nu? Așa la interior. Vă care și chestia asta, nu știu ce e ceva. Ce serviciu are domnul ăsta? Land Survivor. Ce naiba e asta? Cu conserv. Da, nu știu. Cred că e cu flori, cu astea. Ok, da, arată bine. Chiar îmi place cum arată aici. Și în partea asta, uite și pe aici flori. Ok, ia să dăm și aici. Tot cu flori, deci ceva mă cu de-astea, cu biologie mă gândesc. Interesant, da, uite și pe okay. Tăpete are flori. Și aici e pat, ăsta e dormitorul lui, ei să înțeleg, așa micuț. Cred că trebuie foarte multă vegetație în casă, ca da. Să se simte el bine, uite că are și aici. Aici nu-mi place că ți-ai pus mașina de spălat pe ăsta, baia arată bine, e ok. Bă, dar e cam mare casa ta. Și parterul, deci ăla e dormitorul, ok, care arată bine, nu-mi place televizorul, e foarte mare pentru casa asta. Oarecum, da. Nu? E prea mare, adică uite-te și tu stai aici când te uiți la televizor, stai... Da, arată bine. Nu pot să zic, uite și aici ce frumos e intrarea făcută așa. Geamurile se văd bine în cameră și ce-mi place că e înaltă. Chiar arată bine așa, nu? Da. Frumos cu floricele la intrare aici, totul bine. Subsol nu avem. Nu înțeleg rostul ăsta fix în mijloc. Ce, la floarea aia? E de design, așa a gândit el. Ok. Păi da, drăguță casa ta. Și aici în spate, ia să vedem. Văd că ai și pentru nuntă ceva, ți-ai pus și, bineînțeles, niște plante pe aici, alte plante. La intrare arată bine. Ok. Da, ce pot să zic? Pentru această căsuță, Mihai, o să primești de la mine 3 steluțe. Asta este nota pe care ți-o dau. 3 steluțe și ți-ai pus aici doar great soil, puteți să mai pui și la astea, la alte două ceva. Da, dragilor, deci haideți să vă spunem și voi părerea în comentarii vis-a-vis de casa lui Mihai, iar acum haideți să trecem la cea de-a doua casă. Ok, cea de-a doua casă este trimisă de către Ada și spune în felul următor: ți-am trimis o casă pentru seria Casele Abonaților, este situată în Windenburg și se numește My House. Ok, familia este aceeași, doar că are 2 membri noi, aproape 2, te susțin în continuare și îmi place mult ceea ce faci. Ok, hai să vedem ce casă ne-a făcut Ada. Îmi place numele la pisicuță, îl cheamă Noodle. Cum? Noodle. Noodle și Teddy. Și ia uite ce frumos se încadrează așa, vezi, cu zăpada asta, așa, uite, și a trecut și poșta. Ok, da, mamă, cât ai căsăroiul. Ok, arată bine ce vedem aici, piscina, frumos. Foarte frumos, da. Îți place, nu? Ia uite ce mișto e făcut ăsta aici, așa, piscina, vezi ce frumos se vede cu ăsta. Și aici un
Foișor. Aha, foișor, Iar nu da. știu să construiesc foișor de asta. Ai, nu e greu. Da, îmi place foarte mult cum ai pus florile pe aici și toate chestiile Și astea ce astea. sunt? Căsuțele alea mici? Care? Uite, în spate acolo. Azi de albine. Ah, ce tare! Așa, și aici foarte mișto cum ai ornat în curte. Foarte, foarte frumos. Dar este foarte detaliat. Ia uite. Ok, și casa arată foarte bine, ca și formă, nu? Avem aici frumos o terasă, ceva. Da, foarte mișto. Hai să intrăm la interior să vedem despre ce e vorba. Wow! Începem de Wow! jos, nu eram Nu, nu, acolo. nu, de aici încep de fiecare dată. Și avem un dormitor aici, foarte mișto, ia uite. Arată bine asta, Iată, nu? foarte detaliat. Da, foarte, așa îmi plac casele. Cât mai detaliate, dar foarte mișto. Și aici, frumos cu office, vezi? Ok, Super. foarte mișto. Încă un dormitor aici, care vede la piscină, uite, stai așa și ia uite. Drăguț, nu? Și către Măi, foișor. da. Nu știu, mi se pare așa foarte detaliat, adică zici că e o casă adevărată, Uite. adevărată. Chiar arată bine. Chiar îmi place, da. Așa. Și aici avem holul. Mișto că nu spații mari, vezi, goale, știi? Și uite, baia aici. Ia uite, vezi, cu asta frumos, pe partea asta. Da, și o cameră de copil aici. Foarte drăguț. Ia uite cu office-ul ce mișto e pus exact în fața la casă, știi? Foarte frumos. Da, îmi place ce văd până acum. Și aici încă un balcon cu de relax. Și cu pereții frumos. Ia să vedem. O, uite, peste tot tablouri puse. Da, arată foarte bine. N-am ce să comentez până acum. Și parterul. Mamă, ce e aici, frățioare. Intrarea foarte frumoasă, ia uite. Cu scara care duce așa sus și pantofarul tot. Aici avem o baie mai selectă. Ok. Aici Fel ideea e de că te spa. cam... Asta, bine, lași ăsta în jos, gen, știi? Și nu te mai vede nimeni. Dar uite ce frumos și cu asta pus aici, așa. Da. Și aici Foarte avem, cred, o bucătărie, adică un loc unde poate să stea, mă gândesc, să se relaxeze și bucătăria. E, bucătăria, uite, nu prea îmi place. Nu știu, nu, parcă nu e, nu sunt culorile alese bine. Nu? Vezi mie îmi așa, sunt place. portocaliu E ăsta pe aici, asta interesant așa. așa. Da, Mi se pare așa pentru mine. foarte american style, Da, american asemenea. Da, style. uite dining room-ul, ce frumos. Da, super. Nu e mișto? Da. Arată Niște bestial. flori. Și aici avem camera de zi, care și asta arată foarte bine. Uite câte chestii pe aici, tot felul de nebunii. Foarte frumos. Și asta, uite. Și văd că ai și un loc, a, face ceva YouTube, mă gândesc, vlogăriță. Ah, cât de tare. O tare cameră specială pentru așa ceva. Mișto aici. Și zona de laundry, nu? Arată bine și asta. Da, n-am, chiar n-am ce să comentez. Casa arată foarte, foarte Foarte bine. primitoare. Și da, foarte bine utilată, tot ce trebuie. Și în curte, uite, pe aici, acum a pus verdeață pe Detalii, la... da. Asta, uite, uite ce de asta a pus la mailbox-ul la intrare. Ok, și hai să vedem și aici. Astea, da, avem fast internet, avem și asta pentru animaluțe și homey. Ok, da, Cred casa că e arată homie. foarte bine și vei primi de la mine pentru această căsuță nota 5. 5, pentru că merită. Chiar arată foarte bine. Și aștept să lăsați și voi în comentarii părerile voastre vis-a-vis de casa Adei. Iar acum haideți să trecem la cea de-a treia casă. Casa numărul, cu numărul 3 este trimisă de către Cătălina și da, haideți să vedem ce a făcut aici. Este de pe comunitate, am uitat să precizez acest lucru. Restul de case nu au fost bune sau persoanele care au trimis au fost și în clipul de săptămâna trecută și nu ar fi corect să pun tot pe cineva care a fost și săptămâna trecută. Așa că hai să vedem ce casă avem aici, undita e mansionul, cum ți se Arată pare? bine, superb. Da, Mă duce cu exact gândul ca... la Miami, Da, la da, da, filmele arată. americane. Foarte bine arată. Ia uite, mamă, cu piscina aici, jacuzzi-ul. Da, exact ca în stil american arată. Exact, exact la fel, nu? Da, deci foarte bine. La Și în fel spate aici, așa. detaliată, plângătoare. Ia uite cu astea așa pe aici. Dar ce am observat, nu avem ușă la intrare. E securizată sau ce se întâmplă aici? Ok, și uite și aici ce mișto e făcut ăsta cu leagăn, cu nebunie aici. Arată foarte bine, n-am ce să zic. Și hai să vedem interiorul. Ok, pe alb, așa, uite. Foarte frumos. Arată bine, nu?
Camera pentru copil în partea asta și asta arată foarte bine cu tot ce îi trebuie. Și asta e baia. Da. Ia uite cât de astea spuse aici, îți dai seama. Ok. Dar spuse în aer, mă? Așa mi se pare și mie. Da, spuse în aer. Cred că n-ai găsit ceva să pui aici? Cred că avea custom content. Nu, 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 nu știu. Da, posibil să fie avut custom content. Poți să ne spui tu în comentarii aici. O mică sală de fitness. Și pentru animaluțe mai văd ceva aici. Hai să coborăm la parter. Wow, avem iarăși cineva aici care face YouTube, dar are și mulți bani. Ia uite, face și muzică chiar. Ce tare. Mișto, nu? Cu chestiile astea așa făcute. Știam că este. Da, 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 ai, ai. Și poți să ți le avansezi foarte mult, să ți le upgradezi astea. Foarte frumos aici. În partea asta o baie care arată foarte mișto. Nu? Da, cred că avea custom content. Asta se întâmplă atunci când aveți custom content. Uite, vezi? Da. A rămas asta în aer. Și aici avem dining room-ul și bucătăria care arată și ea foarte bine. Nu? Da, îmi place foarte mult. Ok. Și aici avem iarăși un dormitor pe verde ceva. Mamă, ce mă enervează chestia asta. Ok, arată bine. Detaliat. Uh-huh. Iarăși o baie în partea asta aici. Ok. Cam mare hall-ul. Da, da. Asta mi se pare, da, ceva aici, nu știu. Da, e ok. Aici încă un dormitor. Păi, uite și drăguții ăsta. Ok, arată foarte bine și aici, îmi place. Și aici un alt dormitor. Mamă, dar câte dormitoare... Ah, nu, asta e living. Sufragerie. Nu mai se folosește din... Păi, living este timpul... ceva open. Aici este închis da? O cameră. Deci ah, este okay. O sufragerie, înțelegi? Da, da, mă scuzați atunci. Și aici încă un dormitor pentru un băiat ceva. Un tir, mă gândesc, nu? Și aici avem un loc așa de relaxare, de ceva de citit, nu? Băi, arată foarte bine. Foarte tare. Casa și de la mine vei primi nota 4 plus pentru această 4 steluțe plus. Și așa să spuneți și voi în comentarii și haideți să vedem următoarea construcție. Și am ajuns la construcția cu numărul 4 care este trimisă tot pe galerie de către Simo Blue Ocean. Și în primul rând mi-a fost foarte greu să găsesc terenul ăsta, eu nu știam unde e 20.15 ăsta, dar până la urmă l-am găsit. Foarte micuță. Da, pe e gen în university asta, știi? E pentru studenți, mă gândesc. Ok, ok. Puteți ceva mai simplu? Pui pe aici, da, niște pomi, eu știu, adică aici opțiuni mai avei. Uite, să fi pus, uite, parcă schimbă total dacă pui pomii ăștia, nu? Vezi, se vede așa mai frumos la intrare. Iarăși mai aveai de lucru, uite aici frumos. Să faci chestiile astea. Așa, aici avem lipsă unde asta, dar ca să... Bine, n-am băgat, eu trebuie să pun BB Move Objects ăla ca să ne apară. Așa, dar nu pot să zic că arată rău așa, ca formă e ok. Okay. Deci ca formă chiar este ok. Hai să vedem interiorul. Ce ne rezervă? Ok, un bitiu corner aici, computer frumos, pat, măcar și asta de romans ca să o ducă bine. Și aici are și un ăsta de machiaj și o băiță simplă. Ai risit așa? It's ok. Și pentru parter, oh, uite două aragaze, aragaze. Da. A, așa, da. Da, arată da, bine. Dacă o fi aragazuri și nu știu, bine. Asta e. Ok. Da, arată bine bucătăria și zona de mese arată foarte bine. Dar nu știu, trebuie să-mi spui în comentarii dacă vei vedea acest clip. Dacă e pentru studenți sau care e faza cu aia de ai pus-o în zona asta aici. Ea arată bine. Și aici simplu n-avem. Pentru această căsuță vei primi de la mine 2 steluțe plus pentru încurajare și sper să mai îmi trimiți o altă construcție. Poate mai avansez pentru o nouă construcție, nu? Așa că da, aștept să spuneți și voi în comentarii cum vi se pare casa trimisă de către Simo Blue Ocean. Și haideți să vedem încă o casă, ultima pentru acest episod. Și am ajuns la ultima casă din acest episod și am pus-o într-un loc special, în Forgotten Hollow, locul din Vampire. Și haideți să vedem ce casă avem aici. Mi-a atras atenția de acum
două sau trei clipuri, cred, în care am mai intrat eu pe comunitate în timp ce eram pe live, și anume la o casă în stil românesc. Și da, este trimisă de către Coleman. Așa, și da, secolul 19, circa 1860, da, foarte interesant. Hai să vedem și noi ce e aici, dar arată foarte bine, nu? Super. Deci chiar, cât, deci chiar mă duce cu gândul la țară. Deci arată, uite aici, așa, vezi cum și ăsta cum e pus așa. Da, asta este jocul de bază. Da, da, da. Cât de tare. Dar ai avut și ceva ca să în content, că sigur nu mi-a intrat aici. Da, uite, cu asta aici, WC-ul. WC-ul curte, nu cred, da. Aoleu. Și uite ce mișto-i făcut ăsta aici. Da, e super. Și astea, intrare, deci, așa. Deci tematica e bela. Bestială, da. Deci, super. Mișto rău de tot arată. Se seamănă cu o casă din Maramureș. Da, ceva de genul. Și aici avem, ia să vedem noi ce se află aici. Dacă este na, stil țărănesc, te seama că este ceva mai... Vai, deci nu cred. Ia uite cu astea. Superb, da. Nu, arată, zici că-s broderie, și așa. Și de alea pe ferete, uite. Da. Și cu șemineu. Uite și acolo are o ruptură. Da, 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 da. Uite și în parte. Foarte frumos. Super. Foarte, detaliat. Foarte mișto. Și cu de-astea făcute de mână. Aha. Uite, cu plită. Da, unde? A, aici gătește direct. Da, pe ăsta, da, că da, acum mă uitam după bucătărie. Foarte mișto. Chiar arată bine. Deci nu? Tematica chiar îmi place, da, scuze. Foarte frumos. Mai ia uite cu varza asta, mai ales cum e pus aici, când se vede așa cu fântânile astea. Dar varza poate să o crească simt și sau da, 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 poate să crească și da, asta cred că e pus aici, uite. Dar poate să o crească și ei. Foarte frumoasă casa super, asta și puță, curte. Da. Va primi de la mine 5 steluțe plus. Și de la mine la fel. Așa, și o voi păstra și în joc. Da, chiar ai putea să faci o familie stil țărănesc. Da, deci da, asta rămâne în joc, pentru că e foarte mișto și vreau să spuneți și voi în comentarii cum vi se pare această căsuță. Din punctul meu de vedere, este cea mai bună casă din acest episod. Așa că, da, dragilor, acesta a fost clipul. Pentru săptămâna viitoare vreau să-mi trimiteți un apartament. Deci faceți construcții în apartament, deci vreau să văd un apartament, chiar sunt curios. Deci intrați în San Mișino și acolo faceți apartamentele și le puneți pe galerie sau în salvare, la fel cum spuneți unde se găsește tot acumul acesta, puneți toate salvările. Și da, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept comentariile voastre să ne spuneți cum vi s-au părut casele. Iar până la un nou episod de Casele Abonaților, eu am fost Alex împreună cu Mirela, toate cele bune, ciao! Pa!